Ziua o revizie astăzi, dar un punct extrem de important. Orice punct este important și vă dați seama că jucând împotriva unei contracandidate este bun, însă cred eu că avem nevoie în continuare să câștigăm meciurile ca să putem să ne salvăm de la retrogradare. Este mai ușor în deplasare? Cred că nu mai contează, fiind un singur meci, nu mai este tur-retur, cred că nu mai contează dacă joci acasă sau în deplasare. Trebuie, după cum am spus-o tot timpul, să jucăm fotbalul nostru și dacă o să o facem, cred eu că ușor-ușor vom începe să și câștigăm. Urmează FC Argeș și o echipă pe care Viitorul n-a reușit până acum să o învingă în meciul oficial. Nu seamănă niciodată un meci cu altul, o situație cu alta, așa că vom avea un meci, știm că vom avea un meci dificil, însă știm că avem nevoie să dăm totul pentru a câștiga și a ieși din zona fierbinte.